Peste 1200 de absolvenți din Giurgiu au susținut săptămâna trecută proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română din cadrul examenului de bacalaureat. Rezultatele arată că aproximativ jumătate dintre candidați au obținut certificat de utilizator experimentat. Rezultatele candidaților din județul Giurgiu care au susținut proba de evaluare a competențelor de comunicare orală în limba română în cadrul examenului de bacalaureat sunt următoarele. 212 candidați au obținut nivelul mediu, 289 nivel avansat și 680, adică cei mai mulți, nivelul experimentat. 46 de candidați nu s-au prezentat la această probă. La nivel național, din totalul candidaților evaluați, aproape 114.000, 71% au obținut certificatul de utilizator experimentat, 20% certificatul de utilizator avansat, iar 8% au obținut calificativul mediu. În intervalul 21-24 iunie se va desfășura evaluarea competențelor digitale. Probele orale se încheie cu evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională programată între 27 iunie și 1 iulie.